În 7 localități din județul Hunedoara, inclusiv în municipiul Deva, s-a depășit incidența de infectare cu COVID-19 de 8 la 1000 de locuitori. În această situație, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a luat luni, conform prevederilor legale în vigoare, măsuri prin care se încearcă limitarea răspândirii virusului. Astfel, se păstrează obligativitatea purtării măștii de protecție în spațiile publice închise, inclusiv la locurile de muncă, precum și în zone aglomerate din aer liber. Acest lucru nu înseamnă că masca de protecție va trebui purtată în permanență în spațiile deschise, deci nu și la deplasările pe jos, excepție clară făcând zonele din preajma stațiilor de transport în comun. Pe de altă parte, activitatea agenților economici se va desfășura doar în intervalul orar 5-24 și se instituie carantina de noapte între orele 20 și 5 dimineața. Totuși, pentru carantina de noapte sunt și unele excepții. Restricțiile de deplasare pe timpul nopții nu se aplică persoanelor la care a trecut o perioadă de 10 zile de la efectuarea schemei complete de vaccinare anticovid. De asemenea, în aceeași categorie se încadrează și cei care sunt în perioada cuprinsă între a 15-a și a 180-a zi de la trecerea prin boală. În cazul celor nevaccinați, părăsirea domiciliului se face cu declarație pe proprie răspundere și doar în anumite condiții, acestea fiind obligațiile profesionale, tratament medical de urgență, îngrijirea unor persoane ce nu pot face acest lucru singure și deces în familie. Aceste restricții sunt valabile până pe 24 octombrie, dar pot fi ridicate dacă în intervalul de timp respectiv incidența de îmbolnăvire cu COVID-19 scade sub 7 la 1000 de locuitori. Alături de municipiul Deva, carantina de noapte va fi în vigoare și în comunele Blăjeni, Brănișca, Ilia, Lelese, Vălișoara și Vorța.